Am găsit iepurașul de Paște, nu știu pe unde alerga, de unde fi scăpat. L-am găsit pe aici și am zis să facem ceea ce trebuie cu el. Ioan doi, ia. L-ai prins pe iepurașul de Paște. Da. Poftă bun, poftă bun, poftă bun. Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Terariu. Paștele e despre iepuraș și despre ouă și când vine vorba de ouă, am văzut ceva producție zilele astea. De fapt, nu zilele astea, ci unele dintre ouă au o lună deja, ceea ce înseamnă că mai un pic și o lună, mai o lună și vor ecloza. Aici pe masă e ultima femelă care a făcut ouă, femela de Black Python. O să vi-o arăt și pe ea un pic mai târziu. Pentru că am făcut și ei curat, dar hai să vă arăt un pic ouăle astea și să vă arăt exact și cine a contribuit la facerea ouălor, pentru că și asta e important. Frigiderul meu e aproape plin. Bine, în cazul în care va fi nevoie, o să mai pun două caserole peste astea sau o să mai dau din rafturile astea un pic mai jos, mai sus, cu toate că mai aștept, acolo e o cutie goală, pe aia o aștept să o umplu perioada următoare, însă nu știu dacă va mai fi cazul. Mai există o singură șansă ca o femelă să facă ouă. Așteptăm, vedem. Încă nu sunt 100% că va face, dar speranța e încă acolo. Și hai să luăm în ordine cronologică cu ouăle astea. Și mai întâi avem ouăle de la Carpet Python. Femela de zebră a făcut și anul ăsta ouă. Acestea sunt ok, arată bine. Toate dintre ele, mai puțin ăsta care e super ciudat, dar nu a mucegăit, nu s-a stricat, deci se păstrează în condiții optime, ceea ce îmi dă speranțe că va ieși ceva. Aici văd că e un pic de mucegai, dar foarte puțin și doar pe zona asta ciudată de aici. Aici sunt 12 ouă. Anul ăsta și-a bătut recordul de ouă, a făcut 18 față de anii anteriori, când a făcut câte 14-15 ouă. Aici încă 6 ouă, tot de la ea, 5 arată perfect, ăsta e și mai ciudat decât cel de mai devreme, la fel are un pic de mucegai, dar rest arată ok, nu știu dacă va ieși ceva de aici, e foarte ciudat, dacă va ieși va fi un pui super, super mic. Trebuie să șterg apa asta de aici. O să șterg apa de pe capac, pentru că dacă se face condens și pică apă pe ouă, riscul ca acestea să mucegăiască va fi mult, mult mai mare. De aceea trebuie să evităm riscurile astea. Nu sunt ok. Așa. Bun. Și spuneam că ouăle sunt de la femela de carpet. Femela de zebra caramel, aceeași care în ultimii 3 ani și în cei 2 ani precedenți mi-a făcut ouă, am ceva pui frumoși de la ea. Anul ăsta sper să iasă și un super zebra, pentru că masculul cu care a fost împerecheată e masculul meu de zebra Het Albino, care momentan stă pe celulă aici, pentru că e ocupată cutia lui provizoriu. În câteva zile va reveni la cutia lui, până va ajunge și el să stea pe terariu. Deci ăștia doi sunt părinții. Și după cum am spus, sper să obțin și o super zebra. Hai să vedem ceilalți părinți de la ouăle 4 de piton regal. Și anume am aici o femelă de pewter, adică cinnamon pastel. Super simpatică, nu știu, cumva nu mă așteptam să fie ok ouăle ei. Și masculul, tatăl ouălor, este masculul meu de Butter Mimosa sau Butter Cinnamon Hippo, pe care l-am produs eu în 2020. Este scos de mine. Din părinți pe care i-am crescut 2015-2016, părinții lui. Deci, cumva, e istoricul mare. El are și o pată de paradox. Și scopul în perechierie e să scot ceva cinnamon head ghost sau head hippo. Asta mă interesează foarte tare pentru că vreau să păstrez, aș vrea să scot cinnamon hippo pe viitor și combinații.
de cinnamon cu hipo, poate chiar super cinnamon hipomelanistic la un moment dat. Și astea sunt ouăle. Ia să le scot aici, foarte mari. Sunt cele mai mari ouă de regal pe care le-am avut vreodată. Doar 4 ouă. Nu mai știu dacă a avut slaguri. Mi se pare că a avut și ceva slaguri. Vreo 2, 3, cred, nu mai știu exact. Dar astea arată fantastic de bine. Arată super. Arată super. Chiar nu mă așteptam de la ea, pentru că nu părea așa de masivă cât să poată produce foarte multe ouă. Dar mă bucur foarte tare. Am uitat exact data în care au fost făcute, pentru că abia astăzi am pus etichete și aici avem 10 ouă de la femela de pastave heterodaxantic. Ce condens a făcut, ce condens a făcut. Șterg un pic condensul ăsta în exces pentru a nu face, a nu dăuna ouălor. Bun, asta undeva la vreo 2 săptămâni, 2-a, 4-a, astăzi când filmăm, suntem în 18, deci 2 săptămâni și ceva. Sunt foarte frumoase. A făcut 10 ouă, 10 perfecte toate, nu mă așteptam nici la asta să facă chiar 10 ouă. Acum 3 ani, parcă, da, în 2020, când a făcut ouă ultima oară, a făcut doar 7. Și atunci a eclozat masculul de, unde este? Gimohave heterodaxantic. Masculul ăsta de Gimohave heterodaxantic, practic e scos de aceeași femelă, doar că în urmă cu 3 ani. Foarte frumos și anul ăsta și de la el îl aștept practic să fie și el tată. Tătucă, să fie tătucă și el. Așa că treburile sunt destul de interesante anul acesta. Bun, dar femela de pastave heterodaxantic care e aici, supărat asta, acum e super slăbuță față de cum arăta ea până acum, super, super masivă. Cel mai masiv regal pe care l-am eu. Ea este, bine, încă este, pentru că e mare. Și a fost împerecheată cu masculul ăsta frumos de cinnamon pinstripe. Asta este ciocolată. Unul dintre favoriții mei, pentru că îmi place foarte tare coloritul lui. Arată chiar ca o ciocolată așa. Frumos. Și din împerecherea asta sper să iasă cinnamon. Cinnamon, pinstripe, Mojave și heterodaxantic. Onyx, Mojave, cinnamon ar fi, nu? Nu. Onyx, Mojave, pinstripe. Onyx, Mojave, pinstripe. Ceea ce teoretic ar face un animal numai cu punctulețe. Deci un pitor egal numai cu punctulețe. Vedem dacă chiar o să se întâmple chestia asta. Am văzut ceva poze pe net, dar foarte puține. Sper să fie așa. Sper să se întâmple și sper să nu intre pastelul în combinație, că dacă intre și pastelul în combinație, mi-a stricat toată șmecheria, pentru că pastelul șterge tot patternul ăla și cumva va fi un șarpe căcăniu complet, ca să mă exprim într-un mod mai tragicomic. Bun, și aseară femeluța de Blood Python, care e foarte, foarte supărată acum, e nervoasă tare, a făcut și ea ouă. Respect, te-ai descurcat admirabil, băiatule. Deci ai lucrat, ai făcut o lucrare excepțională. Femeluța asta a făcut 15 ouă. Deci nu mă așteptam niciodată de la Blood Python să facă 15 ouă. Din câte știam eu, Blood Python fac mai puține ouă ușoare. 6 au fost laguri complet. Le-am dat la Tegu să mănânce. Și am aici 7 ouă care arată foarte bine. Deci astea 7 arată foarte bine. Ăsta e mai mic, dar are embrion. Deci am văzut că are embrion ouă ăsta. În schimb, Ăsta nu are embrion. Bă, că arată cumva ok. Încă
Doar că partea asta decalcifiată de aici e dubiosă tare. Dar, deci 7 este ok, am speranțe și la asta. La asta, sincer, nu am speranțe, dar pentru că arăta bine, l-am pus și pe el aici în cutie. Nu mă așteptam cumva, pentru că femeia s-a tot mâncat în ultima perioadă. I-am dat de mai multe ori să mănânce. Părea umflată, părea că trebuie să facă ou, dar sincer, nu, încă am pierdut în speranța, ca să fiu mai exact. Încă am pierdut în speranța cu ea, pentru că, na, mâncând, teoria zice că nu va face ou. Da, uite că face ou. Și mai am aici o cutie goală, pentru că aștept ouă de la femela asta de special, care a fost împerecheată cu mascolul de Gimohave Redaxante, pe care vi l-am arătat mai devreme. Deci și de aici aștept ouă. Da, și pe lângă asta am împerecheat și cu Lubrizii. Prima oară a fost împerecheată femeluța asta de Kingsnake Albino. Încercăm să mai prindem ultimul tren. Hei, nu mușca. Nu mușca! Ce proastă ești. Încerc să prind ultimul tren cu Kingsnake, pentru că anul ăsta, practic până la începutul lui august, mai ai voie să mai vinzi Kingsnake și să reproduci. Ceea ce înseamnă că suntem grafic. Femeluța de Kingsnake a fost împerecheată cu masculul de King. Ea e albino, het chocolate, parcă, da, și el e het albino chocolate. Teoria zice că aș putea obține un king complet alb. Asta zice teoria, acum nu știu, vedem dacă ne ajută și practica. De asemenea, să folosesc pe post de masă cutia asta, de asemenea am împerecheat femeluța asta de Corn Ghost cu multe heturi. La fel zilele trecute a fost împerechită. Bă capul la cutie. Așa. Imediat. Să punem la loc cu Căciosul Suprem, Picasso încăcat. Cum aș putea să-l numesc pe băiatul ăsta? Mascul de Blizzard. Nu știu ce mai e, ce genetică mare în el. Posibil să fie diffused. Posibil. O să vedem anul ăsta, pentru că femeia asta, în mod clar, e diffused. Dacă și asta e diffused, înseamnă că o să obțin niște pui diffused. Sau bladred, cum se mai zice, clasic. Dar asta e un Picasso când vine vorba de arta căcării. Pentru că totdeauna reușește să cace pe cutie așa, în niște modele fantastice. Deci e ceva sublim, aș putea spune. Femeluța de Motley, de Stripe, pardon. Frumoșica asta, chiar dacă e mică, ea a făcut anul trecut 10 ouă, cel mai mare 10 ouă. Așa. Ea a fost împerecheată cu mascul de Hippo Lavander. Ăsta de aici. El este mascul de Hippo Lavander. Stai și o dată, unde te duci, unde pleci? Pleci în călătorie, treci înapoi în cutie. El va fi father, double father anul ăsta, pentru că tot pe el am împerecheat și cu femela de Amel Motley. Opa! Pa! Și pentru femela de Amel Motley trebuie să mergem în camera aceasta, pentru că s-o vedeți într-unul din episoadele următoare. Salut, Kivi! Te dai și nouă voie? Salut! Femeia de Amel Motley aici pe terariu. Am terminat terariul și am băgat-o aici. Dar o să vedeți terariul ei într-un clip ulterior. Deci asta e ultima împerechiere. Da, deci avem 4 cuiburi de pitoni. Și la Colubrizi aștept alte 4. Femeia de Amel Motley Stripe, aia este din schema noastră, pentru că nu mi-a plăcut deloc. Aparent la Hondura Mir Snake nu văd nicio mișcare, nu vor să împerecheze nicio culoare, nici anul ăsta. Anul ăsta a încercat fără iernare, nu funcționează nici. O ultimă problemă mai am, și anume, ăsta e incubatorul pentru colubrizi, l-am adus din beci.
Asta este incubatorul pentru colubrizi. Problema e că nu știu unde să-l mai pun. E cam plină toată casa de diverse chestii și nu am loc nicăieri. Habar n-am unde să-l pun. Nici nu știu. Nici nu știu, cu toate că o alternativă ar fi. Dar nu merge. Nu merge să pun acvariu pe el în niciun caz. Da, în baie n-avem loc. Hei, ce-ai făcut? Ai făcut un căcâța. Da, imediat îți curăț. În baie n-avem loc și nici aici nu mai e loc pe nicăieri. O să încerc totuși să-l bag acolo sub rafturi. Sper să intre. Speranța moare ultima. Da. Cam ăsta e startul sezonului de huevos. Startul sezonului de startul. Cred că suntem deja la jumate, aș putea spune. Am mai avut ouă de la Green Tea Python, de la femeia de Green Tea Python, a făcut 10 ouă. Hai să vedem arăt și pe aia. Doar că au dus rând pe rând. Ea a făcut ouă fix după craca aia, de acolo de unde e, și le-a dat drumul jos. Și în decurs de 10 zile s-au stricat toate 10. Din păcate. Nu știu exact care a fost motivul, habar n-am. Doar că rând pe rând fiecare ou a murit. Green Tea Python. Chiar m-ar fi încântat foarte tare să reușesc să reproduc și ăștia anul ăsta, ar fi fost super șmecherii. Dar aia se mai întâmplă. Da, v-am prezentat cam care e mișcarea de anul ăsta când vine vorba de reproduceri. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, distribuie să vadă și prietenii tăi și până data viitoare nu uitați, promovați Terraristica și iubiți toate animalele. Pa, pa!